ieri a văzut de pe internet că s-a măritat. De fapt, s-a cununat. Nu știu cum voi, dar eu și întreaga echipă chiar am rămas șocați la anunțul că ea s-a cununat. Când a planificat asta? De ce nu ne-a spus și nouă ce vrea să facă Diana Rotaru? Deci, cea care face pe aici, așa, așa, și dansează. A fost îmbrăcată în rochie albă, cu coroana de la Doamne, Doamne pe cap și a jurat dragoste veșnică unui singur bărbat. Nu a venit bărbatul astăzi cu femeie măritată, dar femeie măritată aduce atâta dragoste! Doamna Rotaru, da, o sfântă tară! Ce ai făcut? Uite, draga mea, sunt pentru tine, pentru că este Dragobete. Și Dragobetele sărută fetele, fetele frumoase, fetele... Măritate! Uite, este pentru tine. Pune-l așa pe mână ca să-ți poarte noroc și să fii fericită tu, familia ta, să fie... Eu ce, nu vorbesc cu la microfon. Las, că ne auzim, da, să fie fericită toată lumea care se iubește, pentru că astăzi este o sărbătoare foarte și foarte frumoasă la români. Se sărbătorește și la noi, și la români, așa că vă sărutăm, vă dorim toate cele bune și vă spunem vă iubim! Și eu te iubesc, dar de ce nu mi-ai spus că vrei să te cununi? Păi, draga mea, asta e o chestie legată strict de relația noastră, de intimitatea noastră, asta ca să nu, să nu le ia stai să punem noi la nasul. Ia să vedem, stai așa. A să zboare? Nu, ia uite. Dacă nu-și mișcă nasul, nu o să zboare. Stai frumos, stai frumos. Așa, perfect! Așa. Și a fost o chestie stabilită de noi, intimitate... De cât timp? Intimitate totală. Ați stabilit? Bine, asta noi o vrem de mai de mult, dar programul nostru este atât de încărcat, în special programul meu, încât tot amânam lucrurile. Și când ne-am prezentat la Părintele Nectarie, a spus că voi intrați în post. În post nu se cunună. Mm-hmm. Și atunci noi ne-am mobilizat și în două zile a fost totul gata. Dorința este de mult, dar ce ține de alte detalii speciale care, cu care trebuie să se prezinte doi tineri. Gen, la cununie, cola, covor, rochiță, toate aceste detalii. Deci, rochița este cea în care ești îmbrăcată astăzi. De fapt, parcă nici n-ai dormit acasă. Păi, dar tu întreabă-mă dacă am dormit. Eu n-am dormit. Păi nu se doarme, mă, femeie măritată. Foarte greu, foarte greu ne-am revenit. O să vedem pe parcurs și alte poze care sunt în lucru acum la editare, dar mulțumesc celor care au fost alături de noi, este în special familia mea și familia lui. Deci a fost un eveniment de suflet, un eveniment în care au participat membrii familiei. Și, nași, aveți? Nu, martorii noștri au fost sora și cu cumnatul meu. Practic un cerc super, super intim pe care l-am dorit. Și s-a întâmplat așa cum am planificat noi împreună. Toată lumea vorbește Diana Rotaru e gravidă, dar atâta s-o cunat. Nu, n-am auzit. Nu, ești însărcinată. Tu de unde ai luat așa lucru, Eva, nu? Toată lumea vrea să Nu, stai că eu trebuie să cuceresc Eurovizionul, după aia mai vorbim despre copii. Nu. O luăm ușor. Nu, stai, nu vă grăbiți. N-ai făcut-o de... Nu. Să nu te vorbești. Cu toate că la femeia asta așa e tot una când vorbește lumea. Da. Știi cum o să se întâmple? O să vin cu burtă și tu să spui, Diana, tu ești gravidă. Vid. Nu, că am mâncat mai mult aseară. Nu vreau să grăbim lucrurile. Acum avem, s-a întâmplat momentul ăsta foarte important pentru viața noastră. Am și plâns de bucurie, pentru că într-adevăr a fost un moment unic, deosebit. Sunt cu mințita noastră. Astăzi. Astăzi sunt cu minte, mâine nu. Mâine nu, că trebuie să începem repetițiile pentru Eurovision și e foarte antrenant. Avem câteva zile de repetiții pe 29 deja. Trebuie să intrăm în marea finală și, ca să spunem așa, e un nou început pentru relația noastră acest pas, dar cariera mea continuă. Da, oricum, voi locuiați împreună. Da, sigur, suntem împreună... Dar de câți ani sunteți împreună? De 4 ani. Și țineți minte că a venit aici pe canapeaua noastră și zicea că, băi, noi, că lumea vorbea precum că ei s-au despărțit. Dar ea a zis că, mai el nu tot timpul vrea să facă poze, nu vrea să meargă cu mine pe la eveniment, că eu vreau, dar el nu vrea.
Da, dar ce să faci? E bine să respecti cuvântul bărbatului și dacă el nu își dorește acest lucru, nu trebuie să insiști. E important că suntem împreună. Acum că sunt eu persoană publică și el nu își dorește acest lucru, este strict decizia lui pe care o respect. Dar suntem fericiți. Uite, și în poze se vede. Da. Suntem unul pentru altul. Avem o energie plăcută. Dar din ce domeniu este el? Cum? Adică tu mă întrebi de parcă nu știi. Nu, păi eu știu, dar spune-le celor de acasă. Este din domeniul business-ului. Așa. Da. E... Deci, tu întotdeauna ți-ai dorit să... De fapt, și cumva percepția celor de acasă că femeile care apar mai des în fața publicului trebuie să se mărite fie cu un politician, fie cu un businessman. Un businessman. Ți-ai dorit asta? Ce să-ți spun? Tu știi ce-mi place mie mult la el? Faptul că este o persoană artistică. Eu nu mă plictisesc, nu ne este împreună. Businessman artistic? Da, nu ne este împreună foarte ce vesel. Ce business are? Ce business? Lasă că vorbim detalii data viitoare. Vrei să știi totul? Tot dintr-o singură dată. Lasă așa să mai rămână puțin loc de curiozitate. Păi, dar creativ în ce sens? În toate sensurile, mai puțin la bucătărie. La bucătărie eu sunt creativă, îmi place să pun pe platou frunzulițe, floricele, strugurași. Bine, dar a început să fie foarte atent la capitolul nutriție, în sfârșit, în sfârșit. Pentru că e mai plăcut, știi, când împreună mâncăm la fel. Că de obicei cum se întâmpla, el este mai mult cu pastele și cu pastele făinoase, plăcintele și așa, eu cu copacii, cu broccoli, cu... Eu cu farfuria lui, tu farfuria ta. Eu cu iarba. Da. Nu de ce e. Dar după o discuție frumoasă, plăcută și după ce am început să amenajez și să aranjez în platou frunzulițele și copăceii mei, a început să-i placă. Și acum mâncăm împreună la fel, salate cu sfeclă, salate cu broccoli, tot ce este bun pentru sănătate și ne ajută ca să avem modul de viață sănătos. Uite, acum cred că în sfârșit ți-ai luat o povară de pe cap, toată lumea te întreba când te măriți. Tu știi, așa? Am avut concert la Palatul Național, asta e chiar o chestie, parcă au simțit toți. Deci sâmbătă am avut concertul la Palatul Național în cadrul unui eveniment extraordinar de frumos. Am cântat o melodie și o să vin cu premiera la voi. Hai. Deci în martie. Hai să terminăm cu... Eurovizionul, cu Dale, Dale. Și vin cu altă premieră, că deja o am gata. Așa. Și toți asupra lui Ilia. Când? Dar noi n-am spus la nimeni, deci ne uitam unul la celălalt și stai că o să vezi, stai când o să vadă pozele, atunci o să se prindă că noi am ținut în secret treaba asta. Știi, de la părinți am învățat multe lucruri, că e mai bine să faci și după aia să vorbești. S-au întâmplat foarte multe lucruri în cadrul, în viața prietenelor mele, artiste, că au vorbit și în final nu s-au împlinit multe lucruri și e un fel de dezamăgire, da? Și atunci noi am hotărât de comun acord și cu sfatul părinților să facem și după aia să vorbim ca să avem cu ce. Dar e prima ta cerere în căsătorie sau ai mai fost cerută în căsătorie? Cum să-ți spun? Am mai fost. Și ai zis nu? Este persoana pe care am așteptat-o, pe care am căutat-o și la care am zis da. Ai văzut? Înseamnă că pe el ai așteptat. Da. Ia să văd din el. Hai, dați un gro da. pe inel. Când ți l-a dat? Cum a fost? Păi ieri. Ieri ți l-a dat? Păi ieri ne-am cununat, ieri l-am primit. Ieri? Da. Dar da. Nu a fost cerere în căsătorie din aia? Ieri a fost tot. Totul a fost ieri. Ai înțeles? Da, deci, lui, el știe... număr pe trecele, când n-a reușit număr. 35 de diamante sunt. Eu le-am numărat, stai liniștită. 35 de diamante, deci. Da, este o cifră foarte, foarte frumoasă. Așa, și ieri s-a întâmplat tot. Da, el știe că mie îmi place avalanșa de emoții și a reușit așa să mă ia cu valul din toate punctele de vedere. Eu sunt o fată care se entuziasmează foarte tare și îmi place să am maxim emoții intense, da? Nu așa că ne-am jucat și nu, trebuie să fie tot, să vină tsunami, să vină tsunami, uraganul să mă ia pe sus și eu să fiu zăpăcită, să fiu, wow, ce bine mă simt, înțelegi? Așa o să fie la nuntă, când nunta? La vară. Deja avem planuri, dar nu vorbim pentru că va fi ceva amazing, da. O să fie ceva deosebit. Vezi, nu chema iar doi oameni. Nu! Nu, de data asta o să vină toți. Care toți? Toți care o să vrea să cumpere bilete. Tu din nuntă vrei să faci bani!
Face nuntă pe scenă! Ura! Abia aștept să mai vii aici pe canapeaua noastră, că eu atâtea încât te-aș mai întreba, cu toate unii ducem în culise și țaca-țaca mai departe. Da, ce mi se pare? Noi suntem bune bârfitoare, într-adevăr. Nu mai vorbim, noi analizăm, noi nu bârfim. Noi analizăm. Nu, lasă că așa e mai bine. E mai bine. Da. Dragilor, e femeie măritată, cununată, mie nu-mi vine a crede chestia asta. Noi nu ne-am înregistrat. Nu v-ați înregistrat. Suntem cununați, pentru că pentru noi asta este mai important decât alte detalii de autografe. Autografe pe hârtiuță. Bra. E important ca sufletele noastre să fie unite în fața lui Dumnezeu și prin faptul că noi am mers la mănăstirea Horăști, acolo unde Părintele Nectarie a participat la acest frumos ritual. Vreau să-mi mulțumesc pe această cale, să-i spun că îl iubim foarte și foarte mult și a fost un moment deosebit, un moment care ne-a emoționat până la lacrimi și că este un moment de care o să ținem minte toată viața.